Ieri pe un deal din județul Gorj, transformat în derdeluși. Și cum intrarea a fost gratuită, voia bună s-a terminat când a venit și oboseala. Cum a fost fătălă? Bine! Foarte bine! Mai frumos decât la munte? Da! Și aici este la fel de frumos ca la munte și ne simțim la fel de bine. Trei pârtii pe o lungime de 800 de metri. A fost suficient pentru ca oamenii să se distreze mai ceva ca pe Valea Prahovei. Unii și-au luat schiurile în spate, dar cei mai mulți și-au luat săniile sau sacii de plastic. Să te uiți în partea asta, iar din nou, până în Tismana, până în partea aia. E ceva de vis. E cu mult mai ieftin și mult mai frumos. Acceptabilă. Foarte frumos. Zăpada este bună, este aproape de oraș și e foarte bine, foarte frumos. Și cum aerul curat și mișcarea aduc pofta de mâncare, oamenii au venit pregătiți cu de toate. Un vin fiert, un ceai, e frumos și aici la noi. Poftă de mâncare și bani puțin cheltuiți. E mai bine ca la munte. Și mai ieftin și mai bine. Fiecare vine cu vin, cu cârnați, vin din număr foarte mare, atât cetățeni din comună, ales și cei care ne tranzitează. Pârtiile au fost inaugurate de 3 zile. Avantajul este că nimeni nu trebuie să plătească nimic, așa că a fost un motiv bun pentru cei mai mulți să se distreze până seara târziu. Gerul din ultimele zile a avut și părțile lui bune. La poalele munților Bucești, cascada urlătoare pe jumătate înghețată a devenit atracția principală.